Jom storm ceaiul. Pentru că noi am promis că bem ceai. Iar eu am să fac share pe pagina mea oficială. Bună seara, prieteni! Bine v-am găsit și mulțumim că vă conectați! Salut, prieteni! Eu sper că a fost măcar un pic doar de live-urile de la Moldeco. Noi, în ultima perioadă, am tot avut zile de luni de odihnă și nu prea am putut să ne conformăm cumva faptul că lumea stă și se odihnește undeva. Nu avea destul de mult interes pentru live-urile noastre, așa că noi am revenit în sfârșit și astăzi o avem invitată pe Nata Albăt. Nata, eu ți-i tare îți mulțumesc că tu ai acceptat această invitație. N-ai pentru ce, tu știi eu... că noi avem relații în care n-ar trebui să mulțumești pentru lucruri atât elementare. Dacă pot face mai mult decât atât, cu mare eu drag. Eu cred că noi ne cunoaștem de 100 de ani. Da, apropo, noi niciodată cu tine n-am discutat despre cum ne-am cunoscut noi cu tine. Asta a fost prin anul 96-7. Da, la Radio Nova, Stella, eu eram DJ, Stella era DJ, da? Da, eu mi-amintesc și acum ai venit tu la Radio Nova foarte entuziasmată și erai atât de deosebită atunci, cu, așa țin minte eu, un gen de plover lung, larg, niște pantaloni de foarte strani. Second hand. Foarte strani pentru mine și aveai o coafură cu păr scurt. Erai tare, tare deosebită de atunci. Pe urmă, noi am început să, dacă ți amintești, am avut și un revelion pe care l-am moderat împreună la Radio Nova, o noapte întreagă în care ne-am clizit de nu mai puteam. După care, cumva, drumurile noastre s-au despărțit și fiecare a mers pe calea sa. Tu ai rămas încă o perioadă destul de lungă în radio, eu am început să fac cu totul altceva. Și la un moment dat iarăși ne-am intersectat. Deci lucrurile în viață niciodată nu sunt întâmplătoare. Eu mă gândesc că astăzi aș fi vrut să vorbesc așa ca între prieteni, așa cu niște vizitatori. Apropo, dacă vă place ideea live-ului nostru, vă încurajez să o distribuiți ca să vadă cât mai multă lume. Iar eu pot să vă promit, pentru că m-am uitat pe întrebări, deși noi suntem cu Stella prietene, Stella s-a pregătit ca pentru un interviu cu un om străin pe care îl cunoaște prima dată. M-am uitat pe întrebări, zic, oh my god, noi azi o să vorbim și despre asta, Stella? Eu nu știu dacă noi o să vorbim despre tot ce m-am pregătit, dar știi, eu am astăzi un gen de examen, ca și cum aș fi un jurnalist în perioada de stagiere cu mare personalitate, știi? Tu, fără să vrei, ai un gen de... nu știu, probabil cu un nivel la care trebuie să fie intervievată, pentru că dacă nu sunt întrebările corecte, inteligente, interesante, probabil că nici ții nu o să fie interesant. Așa că vreau să cred că eu am să corespund. Pentru mine e cel mai important ca oamenii care au ajuns până la a apăsa pe butonul ăla play și se uită la noi, să aibă răbdare să se uite până la capăt, pentru că eu din întrebările pe care le-am văzut, țin să spun că eu de mult nu am avut interviuri foarte interesante, la drept vorbind, acolo unde eu văd câtă banalitate și platitudine este în interviuri, eu pur și simplu refuz să le mai dau și mă simt foarte bine refuzând, pentru că înțeleg că timpul este foarte prețios și trebuie foarte cu rost folosit. Hai să începem cu începutul. Tu ai revenit recent acasă. Eu zic acasă pentru că eu consider că aici este acasă pentru tine, deși probabil că ultimii ani s-au mai schimbat ceva. Hai să-mi zici tu dacă ai schimbat ceva în această acasă, dar vreau să mai zic o dată în plus că nu știu, ce mi se pare mie este faptul că Nata face mult mai mult de departe pentru această casă, pentru această țară, decât multă lume care stă aici și zice în modul declarativ că face lucrurile. Deci, este acasă sau nu este acasă pentru tine? Categoric este acasă. Categoric, viața mea de 5 ani de zile este o filă incredibilă pentru mine, neașteptată. În sensul evoluției mele ca om, ca persoană, pentru că eu niciodată n-aș fi crezut să trec prin aceste metamorfoze de personalitate prin care am trecut,
Sunt recunoscătoare destinului pentru șansa pe care mi-a dat-o să trec prin aceste metamorfoze, pentru că acum, de fiecare dată, și mi se întâmplă zilnic să stau de vorbă cu oameni care de-abia așteaptă să plece, oameni care sunt prosperi, și eu le spun la toți același lucru: vă rog, plecați, pentru că numai plecând voi veți înțelege ce trăiți voi față de țara voastră. Noi atât de tare suntem necăjiți și amărâți de prea multă informație proastă, vești proaste, lucruri pe care vedem că nu se schimbă, încât nouă ni se pare tot timp că uite acolo o să încep de la zero, acolo o să fie altfel. Și da, este altfel, dar absolut nimeni nu poate să-ți promită că tocmai ție ți se va întâmpla să trăiești acel moment de revelație și fericire de plină, schimbându-ți țara. Ori eu recent am auzit o frază pe care am zis, se pare că asta e taman fraza pe care eu o coc în mine, pentru că eu am ajuns la concluzia că eu a trebuit să plec din Moldova ca să aleg Moldova. Îți spun foarte sincer, eu mă sufocam aici. Mă sufocam în primul rând, pentru că asta e nevoia mea. Eu mă amintesc cum tu ziceai de un gen de toxicitate la care, un grad de toxicitate la care ajunsese și nu mai puteai să... Toxicitate, în primul rând, de comunicare între oameni și, în al doilea rând, ceea ce foarte puțin s-a schimbat între timp, este mediul estetic în care noi trăim. Eu foarte tare am nevoie să văd în jur frumos. Să văd, începând cu oameni frumoși, care, dacă nu zâmbesc, cel puțin au o privire binevoitoare, și vreau să văd frumos în materie de amenajarea lucrurilor, arhitectură, clădiri, totul să fie drăguț, să-ți fie plăcut să te afli în acest mediu. Eu am nevoie fizică de asta mai mult decât de mâncare, apă sau altceva. Și trăind de atâția ani în această țară și în acest oraș, eu foarte puțină evoluția lucrurilor am văzut-o trăind aici. Ori plecând, și îți spun foarte sincer, de data asta am cele mai multe descoperiri frumoase venind acasă. Dar cum poate omul care stă permanent în această mlaștină să simtă aceste schimbări decât dacă se rupe de aici? Am înțeles. Deci, până la urmă, nata de după Canada este alta decât nata de până la Canada. Eu sunt mult mai recunoscătoare. Și Moldova a devenit alta în ochii tăi. Și cumva. Moldova a devenit alta pentru că atunci când te afli printre atâtea culturi și etnii și ai cu ce să compari țara din care vii, ai cu ce să compari la toate capitolele, la igienă, un lucru foarte important. Când te afli printre indieni și chinezi, printre tot felul de națiuni, deci la igienă, la felul în care oamenii comunică, la felul în care oamenii fac afaceri, tu nu-ți dai seama cât de mult pe mine m-a făcut să iubesc Moldova, China. Pentru că numai plecând în China, acea China de care mulți se tem și pe care mulți o venerează pentru diverse lucruri, eu doar plecând în China am înțeles cât de mult eu încă mai iubesc țara mea. Așa că, da, eu am făcut un lucru foarte bun, căutând să fug din această toxicitate și să schimb această filă, cu toate că prea puțini oameni știu în ce stare de lucruri eu eram la acel moment când plecam, pentru că eu aveam un job foarte bun, o poziție foarte bună, un salariu din rezervele căruia eu am trăit încă foarte mult timp după aceea, deci unii ar zice că numai proștii pleacă din așa ceva. Deci eu n-am plecat din disperare și eu n-am plecat de foame, cel mai important. Eu n-am plecat să caut o viață mai bună. Eu pur și simplu am căutat să plec ca să revin. Inspirație. Da, inclusiv inspirație. Eu cred că tu ai găsit inspirație acolo, pentru că după plecarea ta în Canada s-au întâmplat să fie realizate multe proiecte în Moldova, datorită inspirații pe care tu ai găsit-o acolo. Eu vreau să te întreb dacă fetele tale au aceeași senzație față de Moldova. Este pentru ele acasă aici sau deja nu? Spre marea mea uimire, pentru că totuși rădăcinile noastre sunt diferite ca și puterea lor intrat în pământul ăsta. Spre marea mea bucurie și uimire, fetele mele sunt foarte conectate emoțional la Moldova. Ele numără zilele. Numără zile, deci efectiv sunt, nici nu știu, ele vorbesc despre cireș, ele vorbesc despre grădină, ele vorbesc despre aer, despre mirosul ierbii, sunt niște lucruri pe care
care pentru mine sunt foarte importante, dar eu nu credeam că pentru ele sunt atât de importante. Eu am impresia că au dincolo de primele lor impresii, undeva mai adânc. Și totul până la urmă este cimentat de această relație personală cu bunei. Da, pentru că în rest, în afară din bunei, ele nu prea și-au creat aici o comunitate de care să se țină atât de aproape. Bunei au avut un impact foarte important asupra conexiunii lor cu Moldova. Și îl mai au în continuare, dar, în fericire. Totuși, viitorul tău, îl vezi aici? Tu știi, în virtutea multor evenimente care s-au întâmplat în viața mea, cuvântul viitor, pentru mine, practic, a fost șters din existența mea. Deci să înțeleg că trăiești cu ziua de azi sau trăiești cumva cu un viitor foarte apropiat? Da, sau? Mai degrabă eu am adoptat acea minunată frază a lui Woody Allen, dacă vrei să-l amuzi pe Dumnezeu, povestește despre planurile tale. Pentru că eu atunci când am citit-o, eu am înțeles exact că, uite, eu de aici încolo doar așa voi trăi. Pentru mine va conta aici și acum să fac așa ca viața mea, oamenilor dragi, a comunității în care mă aflu eu, să fie o viață de calitate, una bună, frumoasă, agreabilă. Eu nu o să mă gândesc în perspectivă. Hai să ținem acum banii deoparte, că poate ne-or trebui într-o bună zi. Hai să... Da, sunt niște lucruri în care eu investesc în perspectivă, cum ar fi studiile pe care eu le fac sau un mare vis al meu asupra căruia eu lucrez de câțiva ani și tot îl pun acolo la crămăjoară în fiecare zi, pun în documentul ăla câte un cuvânt. Dar asta la nivel de segmente mici, per general, eu am îndrăgit în această perioadă modul ăsta hoinar și mai ales șansa de a nu fi condamnată să fiu într-un singur loc, oricât de prosper sau mai puțin prosper ar fi el. Cu siguranță, atâta timp cât eu voi mai putea, eu voi fi foarte conectată la acest pământ, eu nu neg posibilitatea după încheierea studiilor să revin acasă, mai ales că eu niciodată n-am plecat din Moldova cu gândul de a pleca definitiv, așa cum pleacă multă lume necăjită. Niciodată. Eu tot timpul am știut că eu plec la studii. Acum eu profit de această perioadă de criză și investesc în educația mea. După, vedem. Dacă eu reușesc să-mi pun pe picioare visul ăla mare al meu, el este legat de Moldova. Dacă eu reușesc să-l pun pe picioare, eu am toate argumentele ca să revin aici. Tu știi, mie îmi place foarte tare ce aud eu. Că visul tău cel mare, eu vreau să te întreb care este de fapt visul tău cel mare, dar tu zici că îl ții undeva pentru tine, fără să fie scos la suprafață, cel puțin la moment. Noi nu o să aflăm. El este o afacere. Eu așa aș vrea să o concep din start. Care, bineînțeles, că în primul rând este legată de cele mai mari pasiuni ale mele, legate de descoperirea Moldovei, de turism, de gastronomie, de valorificarea patrimoniului, de transformarea acestei țări într-o destinație turistică extraordinară. Dar acolo există, în visul ăsta mare al meu, există niște... În ecuația asta există câteva variabile care trebuie să se împlinească, anume așa cum eu le văd. Și atâta timp cât eu încă n-am găsit să unesc toate într-un puzzle, eu încă mai plutesc. Dar, Doamne, eu mă conving în fiecare zi și chiar vreau să vă rog și să vă inspir și să vă asigur că așa funcționează legea asta a atracției. Nu vă necăjiți dacă anumite lucruri pe care vi le doriți încă nu se împlinesc sau prea mult timp se împlinesc, pentru că dacă sunt lucruri bune și sunt în favoarea oamenilor și sunt făcuți cu inimă deschisă, ele sigur se împlinesc. Sigur se împlinesc. Poate nu tocmai așa cum le-ați vizualizat voi în imaginația voastră, dar ele neapărat se vor împlini. Tu știi, pentru mine discursul ăsta este tare inspirațional, pentru că eu, fiind foarte conectată cu tot ce avem noi în Republica Moldova, nu îmi imaginez cum aș putea să plec. Noi avem tot ce se poate conectat și băgat adânc în rădăcinile adânc. Și de asta mă bucur tare mult că există cumva ideea că tu ai să te întorci să faci o afacere, de exemplu, că ăsta e visul tău, că altcineva se va întoarce, că nu o să plece chiar toți, că noi o să avem cui vinde rame. Pentru că până la urmă, pe noi ne cuvânt cui să vinzi rame, tu de fapt vizezi ca oamenii să aibă amintiri. Da, ca oamenii să-și păstreze amintirile, exact, ca oamenii să-și păstreze amintirile, ca oamenii să-și creeze confortul, ca oamenii să-și creeze un gen de dacă vrei, vihara, apropo de vihara,
Eu zilele astea am fost la un seminar al unui profesor rus, Ruzov, care a vorbit despre vihara, care este o noțiune din Ayurveda și se referă în primul rând la modul de a trăi al oamenilor în afara serviciului, ceea ce se referă la casă și în special la odihnă, cum ne odihnim. Și eu am rămas foarte inspirat și eu ultimul timp merg la seminarii de genul ăsta cum să mă odihnesc, mai mult decât cum să câștig bani. Așa. Și mie mi-a plăcut foarte tare acolo o chestie legată de faptul că noi, de fapt, ca să fim fericiți, nu avem nevoie de multe lucruri. Noi nouă ne trebuie, în primul rând, adâncire în propriul nostru interior și odihnă. Odihna este o parte absolut necesară pentru ca gradul nostru de fericire să fie la nivel. Și eu am observat în mine că destul de des verific gradul meu de fericire. Cum îl măsori gradul tău de fericire? Cum starea mea de bine, starea mea de a fi cumva mai luminoasă, mai calmă, mai ușoară, mai... Da, fericirea propriu zis în cazul tău, nu știu, ai grade? Adică există grade când ești profund fericit bine, sau ușor fericit? Vorbesc în mod fericit. Figurat, dar probabil că există și niște grade. Atunci când ești exaltat, ești super inspirat și nu știu ce, ai un grad mai mare de fericire. Atunci când ești mai pur și simplu calm și așa, gradul tău e ok. Dar ce vreau să zic, tu ești implicat în atâtea proiecte, în atâtea lucrări, filmări, corespondență, cărți, nu mai știu ce. Când tu te odihnești? Cum se produce la tine odihna? Bine, eu poate nu o să fiu foarte originală spunând că eu mă odihnesc foarte mult muncind. Mie munca pe care o fac eu făcând ceea ce ai menționat tu mi-aduce atât de multă bucurie și satisfacție încât eu recunosc foarte sincer că eu de aici îmi sorbesc odihna mea. Apropo de chestia asta, deci Ruzov zicea că e ok să te trezești dimineața, să te odihnești un pic, după care să te duci la lucru. La amiază te odihnești un pic, după care iar te duci la lucru, seara vii și te odihnești. Și gradul maxim de fericire și de stare de bine e să-l obții atunci când lucrul tău devine odihnă. Deci acum înțeleg prin ceea ce îmi spui tu că tu ești ok cu gradul tău de fericire. Dar mai este un dar, Stella. Și tu... Mai bine ca oricine îl vei înțelege pentru că tu ți ești propria ta șefă sau familia voastră este și șefa afacerii. Eu niciodată în viața mea nu am fost freelancer înainte ca să plec în Canada. Eu tot timpul am lucrat pentru cineva. Da. Și tensiunea asta pe care o trăiește omul atunci când știe mâine dimineață trebuie să mă trezesc, să fiu la ședință, să fiu la oră, când, la așa raportare, șeful să-ți predau... Este o tensiune, după mine, foarte toxică. Și acum în Canada, de exemplu, în zona Quebecului, se vorbește mult despre șomaj și se vorbește inclusiv despre faptul că tot mai mulți preferă freelancing-ul sau travaior autonom. Și vreau să zic că eu mi-am găsit formula perfectă a activității, încurajându-i pe toți să încerce să facă un exercițiu de imaginație. Pentru că trebuie să știți un lucru. Atunci când lucrați pentru cineva, voi lucrați pentru visul acelui cineva. Dacă simțiți în voi potențial să vă porniți lucrul asupra propriilor vise, faceți lucrul ăsta. Dar în cazul în care nu vă simțiți pregătiți, acolo unde munciți, acumulați experiență pe care ulterior eventual să o folosiți pentru propriile voastre vise. Acum eu știu că tu ai angajați, de exemplu, și s-ar putea ca asta să fie nu tare încurajant pentru angajați sau pentru tine ca angajator, dar tu ești de acord că tu nu ai mai putea să lucrezi pentru nimeni niciodată. Da, eu sunt de acord. Eu sunt de acord. Noi ajungem la o etapă de viață. Zile când mă trezesc și eu înțeleg că am de lucru, pentru că eu sunt foarte prezent în afacerea noastră și Sergiu, soțul meu, este foarte prezent, dar eu pot să-mi permit luxul să mă trezesc dimineața și zic vin cu o oră mai târziu, pentru că vreau să fac altceva dimineața asta sau în general să lipsesc astăzi. Deci nu se întâmplă foarte des. Este foarte multă rutină la care trebuie să particip și la care pe care nu are cine să o facă. Tu știi singur că în momentul în care ți-ai asumat o afacere sau o chestie pe care tu o duci până la capăt, nu ai cum să... Mm-hmm. Dar
Eu, cineva zicea că sunetul este foarte prost, nu știu dacă, poate să ne mai zică cineva, este chiar atât de prost sau pur și simplu trebuie să dați sunetul mai tare la device-ul la care ne priviți. Noi nu reușim să ne uităm la toate mesajele, dar vă salutăm, vă mulțumim și vă invităm să faceți share, poate ne mai vede multă, ne mai vede ceva lume și este interesată de ceea ce ne spune Nata. Hai să vorbim despre proiectele tale. Tu, nu știu, cu care tu ai vrea să începi? Zice lumea că se aude rău. Dar tu n-ai vrea noi să scoatem microfonul acela? Tu crezi că fără acel microfon? Hai să încercăm. Noi avem un microfon special care e bun sunetul, zice altcineva. Noi o să încercăm să schimbăm sunetul. Bine. Sunetul e bine. Ok, deci se aude bine, trebuie doar de... Se aude foarte bine. Ok, okay, super. Bine, mulțumim. Mulțumim. Calumea, despre proiectele tale, despre Calumea. Eu mi-amintesc foarte clar cum s-a lansat proiectul Calumea, înainte de aplicat în Canada. Ți-ai chemat prietenii, pe malul Iazului la Greblești. Uh-huh. Și ai prezentat așa, ca printre prieteni, niște chestii tare Calumea din Moldova. Și ai declarat atunci că vrei să faci o asociație care să se numească Calumea. Apropo, eu atunci încă nu înțelegeam că tu te duci cu Andrei în Canada. Pentru că eu sunt cea care, la care ajung ultima veștile și noutățile. Și eu atunci te-am întrebat, de ce nu se fac sare și pipier cu Andrei? Tu m-ai întrebat așa da. Ceva? Eu îmi amintesc momentul ăsta. Și eu nu mai țin exact minte ce mi-ai zis, ceva de genul eu am să fac și eu am avut o confuzie, nu înțelegeam cum, ce o să se întâmple, să faci de acolo. Și abia când voi ați ajuns în Canada și tu postați o poză cu toate bagajele voastre, eu mi-am dat seama că tu ești cu Andrei. Deci, despre Calumea. Și eu, apropo, zilele astea, absolut întâmplător, am dat peste acel album de poze și eu mă uitam la ele și mi se părea incredibil tot ce a fost în acea vară, pentru că noi pur și simplu ne-am făcut bagajele și am plecat, dar având în vedere că în vara aceea s-a întâmplat și Festivalul Mai Dulce și Ia Mania, primele experiențe în care prin care tu treci brusc, tu simți așa o deschidere față de un domeniu pe care tu nu l-ai mai practicat până atunci și e un domeniu foarte, în engleză se spune rewarding, care te mulțumește foarte mult, plin de recunoștință, pentru că tu contactezi cu foarte multă lume în aceeași zi și ei sunt mulțumiți. Și ei sunt mulțumiți și tu ești mulțumit. Da, și tu zici, ok, televiziunea asta e frumoasă, asta e bine, asta e minunat, dar uite ce chestii extraordinare poți să faci, poți să... Și știi, m-am gândit în anul acela, în 2013, în mai, în Moldova nici măcar nu se prea vorbea despre patiseri, cofetari. Pur și simplu, asta nu prea exista. Da. Erau patiseriile de Liz Dan și ce mai era, dar nu erau patiseri care să aibă reputații și eu știu sigur că Festivalul Mai Dulce a contribuit la asta. Cu siguranță. Pentru că în festivalul nostru veneau oameni care prima dată testau contactul cu publicul, își testau capacitățile, vedeau cât e de extraordinar asta și după festival își porneau micile lor afaceri. Și noi astăzi, pentru că vreau să spun că la ediția din acest an a Festivalului Mai Dulce, noi vom avea parada patiserilor. Deci noi anul ăsta am numărat deci exact numai 11. O paradă în care ei vor defila, noi o să le spunem pe nume, o să spunem istoria lor și ei vor defila cu ceva produs de ei. Uh-huh. Și asta sunt doar cei care și-au dat acordul, pentru că este o serie de cofetari care nu sunt interesați. Uh-huh. Dar noi am numărat 11 oameni. Asta este foarte, foarte fain. Da, deci cum ziceai, noi, ca lumea în vara aceea, eu am avut nevoie să o lansez mai mult drept un fel de I'll be back. Foarte sincer răspund. Și am făcut acest I'll be back pentru comunitatea oamenilor foarte apropiați. Adică cei cu care eu pot să interacționez de zi cu un bună ziua. N-am făcut-o public, a fost un eveniment foarte privat așa, dar eu am vrut oamenilor să le dau de înțeles că eu nu ard podurile, că eu nu plec, că eu mă voi adresa la ei, că eu mizez pe ei și că eu mă voi întoarce. Mi se pare și acum mi-amintesc o senzație nemaipomenită că în Moldova există niște oameni faini ca lumea, niște oameni cu care e ușor să comunici, cu care înțeleg ce vrei tu să le zici și care sunt pe aceeași lungime de undă cu tine. Și eu, apropo, eu vreau să te întreb, știi, genul de întrebare, cine îți place mai tare, mama sau tata? Mm-hmm. Care este festivalul tău cel mai preferat? Sau, nu știu, evenimentul la care ții cel mai mult?
Eu cred că cel în care eu îmi împlinesc cumva, fără să strig în portavoce, că prieteni, asta suntem noi, asta este Iamania, bineînțeles. Pentru că este un festival care se întâmplă pe un stadion, deci pe un loc ras, care peste zi se umple de o Moldovă frumoasă. E eu o Moldovă frumoasă acolo timp prima, de zi. Prima ediție Iamania la Holercani, pentru mine a fost o revelație. Deci eu am simțit acolo o comunitate de oameni și este foarte bine că este departe de Chișinău. Nu știu dacă ți-amintești, eu aveam tare mari dubii că lumea o să vină, că e departe, că lumea s-a obișnuit, tot se întâmplă în Chișinău. Deci după asta am avut o revelație nemaipomenită că există oameni care special au venit acolo pentru ca pentru ei și pentru tot ce se întâmplă acolo, pentru tradiții, pentru atmosfera aceea nemaipomenită, pentru comunicarea aceea între... După care, ulterior, participând la toate, practic, la toate edițiile Iamania, am înțeles că există lume care special își face concediu să vină la Iamania, pentru că asta, acolo se simte o Moldovă de care lor le este dor. Și în care și... ei s-ar întoarce și de care lor le e dragă și cu care ei vor să se mândrească. În primul rând, totul pornește de la dimensiunea umană. Acolo, în primul rând, se adună oameni frumoși, oameni faini, oameni deschiși la minte, la inimă, oameni care cred în niște lucruri comune și ei se bucură că ei se pot solidariza, nu în jurul unui politician, nu în jurul unor lozinci, dar în jurul unor chestii care niciodată nu își vor pierde valoare, ele sunt eterne. Și faptul că noi le conștientizăm, credem în ele și ne unim în jurul lor, noi prin asta, de fapt, ne demonstrăm puterea comunității. Pentru că acest cuvânt magic care se numește comunitate, vai de mine, cât de mult noi trebuie să lucrăm asupra lui ca să-l băgăm în capurile noastre și să credem în puterea lui. Cu siguranță. Dar mai dulce tot, mai dulce e un fel de primul copil, mai dulce a fost acea de supapă care s-a deschis, pentru că dacă ți amintești de acea minunată stradă cu... Corobceanu. La drept vorbind, eu nici măcar până în ziua de azi n-am renunțat la gândul să mai fac acolo un festival. Deci acolo ți-a plăcut că era mai intimă cumva atmosfera. Strada Corobceanu. E foarte îngustă. Foarte îngustă și noi care le așteptam, bun, la prima ediție, câtă lume o să vină și la un moment dat oamenii ca chibriturile așa toți stăteau și zic, Doamne, ce-am făcut? L-am mutat în altă parte, da, dar același efect a fost și la prima ediție Iamanie, dacă ți-amintești, da. în curtea aceea. Deci a fost o avalanșă de oameni care erau dornici să vadă acest eveniment. Un alt lucru care, iarăși, hai să-l recunoaștem, s-a întâmplat. De la o lipsă totală de evenimente comunitare. Deci majoritatea erau organizate de stat, de primărie. Da. Da. Cumva unde, hai să admitem, multe lucruri se biftează, mai mult decât se creează. Da. Și aici se pornește o serie de evenimente drăguțe, simpatice. Ți-i dragă să mergi la ele. Și oamenii prind gustul. Mulți își imaginează, băi, se fac bani cu ciocanul, da, să pornim și noi. Deci, pornește un val de ăsta nebun care brusc începe să valorifice țara asta într-o manieră frumoasă. Artiștii au de lucru, artizanii au de lucru, bucătarii au de lucru, companiile care oferă servicii diverse au de lucru, pentru că să nu uităm că dincolo de partea frumoasă, aceste evenimente înseamnă o dimensiune economică extraordinară. Sunt niște fluxuri financiare, da, de care voi nici nu vă imaginați. Oamenii cred că Iunata vine și ia banii pe bilete și pleacă și tot festivalul se întâmplă de la sine, ușor și fără griji. Dar de fapt în spate este o mașinărie care trebuie împinsă și care trebuie finanțată și atunci ceea ce pare foarte frumos trebuie foarte, foarte mult lucrat. Eu asta știu din evenimentele noastre care sunt mult mai mici față de evenimentele tale, dar care implică destul de mult lucru în spate și... Hai să vorbim despre colaborarea noastră referitor la maestria. Hai! Noi, anul trecut, când mi-a venit ideea să fac această expoziție, primul om la care am comunicat ideea ai fost tu. Și eu tare, tare îți mulțumesc pentru susținerea ta, pentru că faptul că tu ai zis ok, mergem împreună, noi te susținem, ca lumea te susține, pentru mine a însemnat foarte mult. Chiar dacă tu știi că susținerea noastră a fost pe cât am fost noi capabili să te oferim.
Bine, susținerea a fost exact cât a trebuit și o susținere pe care noi nu am avut-o din altă parte decât din partea voastră și în prima și în a doua ediție. Pentru noi cred că este foarte mult faptul că noi suntem împreună în acest proiect și mă bucur că sâmbătă tu ai fost la întâlnirea noastră cu fetele care vor să, care deja cu care am decis să facem curs de IE. Asta înseamnă că Nata o să coase IE. Da, și eu de data asta vreau să mă ambiționez și știu că postând astăzi pe pagina mea despre această comunitate proaspăt creată, a reacționat mai ceva lume acolo întrebând de mai multe detalii. Deci, pentru cei care își pun în general visul de a purta într-o bună zi o haină frumoasă, autentică, adevărată și nu neapărat cumpărată, pentru că ele nu costă puțin și ele niciodată n-au costat și nu ar trebui să coste puțin. La fel cum tot ce înseamnă munca omului, artizanatul ăsta. De ce? Da, eu vreau să mă ambiționez să cos ea. Mi-e frică, mai mult, nu știu dacă mi-a fost vreodată frică de o provocare, așa cum mi-e frică de asta, pentru că eu am avut o încercare eșuată. Dar poate tu nu ai avut la bază pe cineva care să te îndrume corect. Tocmai că la bază am avut pe cineva, dar știindu-mi caracterul, eu nu pot sta locului mult timp. Asta implică foarte multă răbdare, zic, și uneori trebuie să te impui, dar pentru mine, de exemplu, ultimul an a fost implicarea mea în proiectul Aievia, care a fost, de fapt, uneori un gen de eu nu mai pot și eu ca la maraton. Pentru că noi am avut acest deadline, dar ceea ce m-a învățat pe mine ea este faptul că trebuie să te uiți în interiorul tău, pentru că în momentul în care coși, tu involuntar intri te deconectezi de la tot. Păi iată, problema mea este că eu nu mai pot să mai meditez. Și uite, momentul ăsta o să te readucă la meditație. Eu sper, pentru că eu cred că eu în următorul an am nevoie de asta. Dacă tu ai să ai motivația necesară pentru a coase această ei, pentru că în orice moment poți să renunți. Eu n-am putut să renunț pentru că era responsabilitatea față de Ioana Corduneanu, față de acest proiect la care eu am visat și pentru care a fost o onoare să lucrez. Deci o chestie la care eu nici nu mi-am imaginat că aș fi putut participa și în momentul când mi-a propus Ioana, uite, coase modelul ăsta, eu m-am gândit că asta e momentul meu de vis, știi, pur și simplu mi se realizează un vis și asta a fost motivația. Eu cred că tu ai să poți. Mersi, Stella. Mersi. Noi să te ajutăm cel puțin atât cât ești în Chișinău. Noi cu fetele din Clubul Maestria, pentru că noi am inițiat deja un Club Maestria, dincolo de grupul pe Facebook Maestria, în care poate să intre oricine și în care poate să urmărească tot ce postăm noi acolo legat de ei. Noi deja sâmbătă am adunat aproape 40 de femei care vor merge în continuare cu noi, cu cele patru fete care ne ajută. Parascovia Lepădatu, Nadia Mânzu, Diana Ciobanu și Cristina Lari. Sunt fete foste participante în expoziția Maestria, care au experiență de câteva ei. Și eu cred că cu acest început o să fie de bun augur. Cel puțin noi simțim că avem puteri să mergem și să scoatem la iveală peste jumătate de an, peste un an, poate în ediția viitoare Maestria, cămăși cu sute cu ajutorul acestor fete. Eu aș mai vrea să menționez și aici un detaliu foarte important. Hai să-ți facem ție un deadline. Ediția viitoare. Eu vreau să mă înscriu, mai ales că urmează o iarnă canadiană care cred că va fi mai ușor suportată, dar eu vreau să remarc câteva chestii pe care le-am văzut în această întâlnire Maestria la care am fost sâmbătă. Mie această întâlnire mi-a răsturnat niște chestii despre ei, pe care eu le cunoșteam. M-am simțit vinovată. Primul lucru care l-am făcut, venind acasă, am adunat într-o pungă tot ce aveam eu aici și am zis că eu trebuie să le găsesc stăpâni noi, pentru că se pare că... Tu vorbești de ei sau vorbești de... Eu vorbesc de mâinici scurte, de cărpșoare. Deci de ei care sunt artizanale. Da.
Pentru cei pe care subiectul ăsta îi interesează, nu tratați superficial acest obiect din costumul nostru tradițional. Acordați atenție deosebită dacă vreți să faceți o cumpărătură. Nu vă lăsați cuceriți de prețuri înalte, care cumva înseamnă multă muncă sau multă broderie. Asigurați-vă în primul rând că ea este cusută pe o stofă care va dura în timp, pentru că se pare că unul dintre scopurile primordiale ale acestei comunități este să creeze zestre adevărată. Iar zestrea adevărată, aceea care durează în timp și devine și mai valoroasă în timp, este zestrea creată pe materiale care durează, care nu se ferfenițează și nu se răresc după primul purtat sau după primul spălat cu mâinile. Căutați ei care sunt cusute pe stofă bună, pe pânză adevărată, pe pânză țesută. Căutați să fie ornamentele autentice, ața cu care se coase să fie ață bună, să nu se decoloreze. Tu spui decalogul ei acum. Și adresați mai multe întrebări, pentru că ea este o investiție. Este o investiție importantă și valoroasă. De aceea nu o tratați superficial. Mulțumesc! Iată, de asta eu mă simt și mai panicată acum, pentru că mi-am ales un model de Bucovina foarte frumos. Chiar e deosebit. Deci eu aș vrea să văd terminată această... Eu vreau să văd terminată, mai ales când mi-ai arătat izvodul ăla unde am văzut câtă muncă este. Acolo nu-i doar broderie, acolo există... dar eu sper foarte mult să o scot în capăt. Eu cel puțin îmi voi propune asta. Iată, să știi că cusutul ei o să fie încă un gen de revelație pentru tine și transformare interioară, pentru că asta, probabil că asta este și un efect secundar foarte, foarte, foarte benefic pentru o femeie. Eu cred că noi trebuie să recomandăm femeilor, în primul rând, care ne urmăresc, deși eu m-aș bucura să fie și bărbați, artizanatul în sine nu este doar un meșteșug din care cândva oamenii își făceau de-o pâine. Dacă e să ne uităm, cum a menționat astăzi Stella, la asta un pic mai de sus, la chestii un pic mai ezoterice, artizanatul în sine este o posibilitate de a ne interioriza, de a ne îndepărta de tehnologiile informaționale care astăzi efectiv ne-au acaparat, de a ne deconecta de la această lume destul de toxică, și a ne interioriza, ori noi de asemenea pauze sau evadări atât de tare avem nevoie ca să ne limpezim un pic mințile. Și fiecare își poate alege propriul său muncă de meșteșug, numai să poată să facă aceste pauze. Iată, eu vreau să te întreb, tu ești foarte prezent în online, în social media, în... Există viață de după social media pentru tine? Ea trebuiește foarte bine planificată și organizată, altfel ea efectiv atât de tare este, devine captiva tehnologiilor, dar da, tu noi cu Andrei... Tu ai cumva un gen de... Disciplină? Disciplină sau, nu știu, poate niște remușcări sau poate... Pentru că eu mă trezesc uneori că am niște remușcări pe tema asta. Bineînțeles că le am, bineînțeles că discutăm despre asta mult în casă. Încercăm să ne facem disciplină. Andrei are o mare supărare pe mine când mergem în mașină. El zice, eu m-am săturat să fiu șoferul tău, mai vorbești cu mine din când în când. Data viitoare ai să fii tu la volan. Cam similare. Data viitoare ai să fii tu la volan. Și eu nu mai mă gândesc data viitoare și închid telefonul, pentru că eu nu vreau să fiu la volan. Eu totuși vreau să fiu pasagerul. Și sunt momente din astea foarte multe. Și știi, poate, pe de o parte, nu tot rău cumva e spre bine. Pentru că noi n-apucăm să înțelegem cât de valoroasă este relația vie, comunicarea vie, până ea nu este pusă în pericol. Serios să-ți spun. Atunci conștientizezi valoarea unei plimbări în parc, ieșitului la cinema, mersului la un restaurant, când tu înțelegi că tot ce înseamnă social media atât de mult timp îți consumă și energie. Eu am în familie doi bărbați care sunt absolut departe de toate device-urile și eu sunt așa de fericită că Leo al nostru, el are 5 ani și el nu are treabă cu desenele animate, cu telefoanele, cu jocurile la calculator, cu... Deci el este total în afară. Și Sergiu are un e-mail pe care l-am făcut eu, ca să înțelegi. Sau Sergiu nu are rețele de socializare. Și
ei sunt atât de autentici și eu de foarte multe ori mă prind și am niște mișcări în interior tare dure uneori față de mine. Deși eu încă nu sunt gata să renunț, pentru că partea mea de ocupație este promovarea salonului și fără asta nu există. Dar mie îmi plac foarte tare băieții mei care sunt departe de noastră. Vezi cum voi vă echilibrați până la urmă? La noi în casă e un piculeț altă. Deși eu primesc foarte des observații. Deci echilibrul găsiți, ăsta e cumva uneori impus. De aur. Despre misiune. Te-ai gândit vreodată care este misiunea ta pe pământ? Bine. Eu cred că misiunea unui om se transmite prin faptele lui, prin ceea ce crede el și transmite prin fapte. Nu sunt un politician ca să vin cu o platformă în fața oamenilor să spun asta e misiunea mea, dar aș vrea să cred că misiunea mea este să contribui la wake-up-ul ăsta, cum se numește, la deșteptarea asta, la o trezire a conștiinței oamenilor în materia sau în privința unor lucruri în care eu cred și care îmi sunt dragi. De ce? Pentru că eu le văd importante și prea ignorate și vreau ca și alții să le vadă importante și poate importanța mea cu importanța ta și a lui și a lui s-ar uni și ar face o importanță mare asupra acestor lucruri. Cred că ceea ce s-a întâmplat de-a lungul istoriei cu țara noastră a fost să ne fie omorâtă identitatea, să ne fie băgată foarte multă agresivitate și cât se poate de multă neacceptare față de alții care sunt diferiți de noi. Ori eu cred că bogăția mare a Moldovei este diversitatea sa etnică și dacă această diversitate etnică ar fi tratată de oameni exact invers, precum este tratat ea de politicieni, ca un măr al discordiei, noi am înțelege că Moldova este un loc pe pământ unde s-au intersectat foarte multe etnii și oameni de diferite culturi și ei, amestecându-se între ei, creează această Moldova. Moldova nu este a românilor sau a rușilor și nici a găgăuzilor. Moldova este a unei mari comunități diverse și marea bogăție a noastră a tuturor, că fiecare vine cu partea lui de patrimoniu. Exact. Acest patrimoniu este marea noastră bogăție. Și faptul că noi suntem la fel, deci pentru noi este clar și o cultură și alta. Asta cred că e o mare favoare pe care o au moldovenii să fie foarte, să vadă foarte bine lucrurile și cultura slavă și cultura românească, dar bineînțeles asta ne face mai deosebiți, uneori cu talente mult mai dezvoltate decât națiunile care au fost destul de închise. Și eterogene. Națiunile eterogene, ele cumva sunt așa de previzibile și pe alocuri plate. Noi suntem un popor corcitură. Și această corcitură este în favoarea noastră. Noi trebuie să ne învățăm să închidem televizorul când de la televizor ni se arată ce sărbători să sărbătorim și cu ce... Și cu ce semne să le marcăm cum oamenii se împart în negri și albi în funcție de pe cine ei votează. Închidem televizorul, ne amintim de prietenii noștri cu care ne întâlnim la o bere, îi sunăm, le spunem cât de mult îi iubim și ne unificăm în jurul ideii de diversitate înseamnă bogăție. De aceea eu aș vrea să cred că îmi fac misiunea asta. Tu, la un moment dat, ziceai ceva că vrei să te implici în politică? Nu. Nu, a fost cumva interpretat greșit. De cine? Probabil. Nici nu știu de cine. Ai fost tu la o emisiune, permis la Natalia Morar, vreun 2 ani în urmă, cred. Vai, aș vrea să mă implic în politică. Eu nu neg faptul că s-ar putea să vină o zi în care tu, Stella, vei veni și vei spune, Nata, tu știi, eu am înțeles. Noi, dacă nu ne implicăm, nu se schimbă nimic. Ție, Stella, ți se mai alătură, nu știu, zi tu un om care ți-i dragă și ți place. Și a zice același lucru și am să zic, băi, cu femeile astea eu aș face treabă. Și m-aș băga.
Pentru că știi că mezează pe stela aia care e om de încredere și om de cuvânt și muncitor și așa cum a făcut ca mica sa afacere să trăiască ani de zile, să dea locuri de muncă, să plătească impozite, așa stela va contribui la bunăstarea țării. Mi-e greață de nu mai pot de tot ce înseamnă politică în clipa asta. Vreau să zic că noi, de exemplu, în familia noastră am fost foarte prezenți, foarte am urmărit exact ce se întâmplă și la un moment dat, în ultimii ani, noi nu mai privim știrile practic, noi nu mai privim ce se întâmplă, niciun gen de emisiune politică, deci pentru noi politica a rămas ceva foarte, foarte secundar. Dar eu vreau să cred că spiritul civic din tine n-a adormit. Spiritul civic nu, asta e altceva. E vorba de acapararea asta a politicii. Deci viața ta e acaparată de politic și tu nu mai poți să te gândești la altceva decât la politic, cine cu cine, când și unde și ce. Gata, asta e altceva. Deci noi am trecut deja de etapa asta. Pentru noi asta e ceva neinteresant și care nu afectează gradul nostru de fericire. Deci undeva cumva aparte. Cumva încercăm să ne îndepărtăm de asta. Asta nu înseamnă indiferență. Deci îți dai seama că nu e vorba de indiferență. Dar eu categoric nu distribui niciodată chestii politice, categoric nu mă implic în discuții politice, chiar dacă am o anumită părere, eu o las pentru mine. Nu știu dacă e corect această atitudine, dar eu mă protejez în modul ăsta să-mi duc viața cumva mai echilibrat, pentru că te dezechilibrează totalmente. La un moment dat, influențați de politic, îți vine să bați câmpii, nu mai știi cum să... Bine, pe de altă parte... Eu, de exemplu, la capitolul ăsta n-am făcut această alegere, eu mă pronunț, eu partajez, eu am o părere, pentru că frica mea cea mai mare este că acea masă foarte, din ce în ce mai redusă de oameni care înțeleg ce se întâmplă în țara asta și care știu cum ar fi fost să fie bine, alegând această poziție a ta pe care eu o înțeleg totalmente, la un moment dat vor simți că nu au dispărut vocile care vorbesc în numele lor. Eu cred că tu oricum ai nevoie de voce, da, care să vorbească numele tău. Eu cred că tu, tău, ca influencer, sau Andrei, ce face cu Lumina, e un lucru nemaipomenit, sau emisiunea voastră, internetul grește, nu știu, o să mai fie internetul grește. Eu sper. Pentru că mie mi se pare că e o nemaipomenită ocazie să vezi cumva mai clar lucrurile care se întâmplă în politică și mi-a plăcut enorm să privesc emisiunile voastre foarte documentate, foarte bine, deci cu păreri diferite, cu analiza voastră foarte lucidă și eu cred că asta ar trebui să continue, pentru că noi avem în mass media foarte puține surse care unde să urmărești, să citești o știre și să înțelegi că iată aici e obiectiv. Aici păi, uite, în contextul ăsta eu vreau să spun că este absolut ok ce atitudine tu, familia ta, care vrea să se protejeze de aceste lepre și ciumă. Este foarte important să rămână voci care să vorbească în numele acestei comunități de oameni care preferă public să nu se afecteze, dar să rămână oricum cu niște păreri în ei. Și cel mai important, ca cei care cască gura și care se supun riscului, să fie sprijiniți de cei care nu vor să facă asta, dar înțeleg cât este de important. Pentru că tu înțelegi că de cealaltă tabără sunt prea mulți câini și prea zgomotoși și latră prea tare. Și atunci când tu îi lași numai pe ei să latre, chiar și cei de aici, la un moment dat, cedează. Și atunci, sprijinul ăsta, sub orice formă, nu contează financiar, nefinanciar, noi să fim, noi să venim, noi să cumpărăm un bilet, noi să fim acolo, el contează foarte mult. Pentru că, hai să... Zilele trecute vorbeam. Eu sunt absolut de acord. Susținerea asta reciprocă între oameni lucizi, ca lumea, e foarte importantă pentru că anume ei duc mai departe lucrurile și ar fi foarte benefic pentru această țară ca această comunitate să fie mai mare, dar paradoxul este că această comunitate se împuținează, devine tot mai mică cumva, iar vocele, tu ești, nu știu, probabil pot fi numărate pe degete persoanele care au plecat din țară și care au rămas foarte conectate cu ceea ce se întâmplă aici și în plan politic vorbesc. Și atunci unele lucruri care tu le credeai cumva optimiste devin un pic pesimiste. Adică eu apreciez faptul ceea ce faceți voi în plan de luminare politică, dar îmi pare foarte rău că există tot mai puține voci care...
De asta vocile trebuie încurajate să nu obosească, să scoată, să vorbească și să strige în gura mare despre anumite lucruri. De-aia eu sprijin cum pot, donez, fac share. Este foarte important să rămânem acea contrabalanță. În speranța că acei tocmai 150 de oameni care ne urmăresc în clipa aceasta se pot... Noi am întins cu totul live-ul, dar sper că v-a fost interesant să ne urmăriți. Vreau să-mi zici două cuvinte despre Forța Civică a Femeilor, cartea care a apărut acum recent în România. De ce ai fost o aleasă pentru acea carte? Este un proiect care cumva este prilejuit de sărbătorirea centenarului. Și în acest an se fac foarte multe, diverse proiecte, inclusiv cu IA, cunoști bine. E bine, aici este vorba despre o colecție de femei, de istorii de femei, care au o implicare mai mare sau mai mică pe centimetru la metru la pătrat pe care îl ocup pe pământ. Eu am fost contactată de redactorul șef al revistei Avantaje, cu care am avut o colaborare în anul 2015, se pare, care, din fericire, a ajuns la evenimentele din Moldova, a văzut Moldova cu totul cu alți ochi, trecând prin aceste evenimente. Și după aia a zis, măi, noi nu avem așa ceva. Deci la noi totul se rezumă la muzică electronică, la hip-hop, la... Noi nu avem așa ceva în România. Și mie nu venea să cred. Dar era vorba de festivalurile pe care le faci. Da, e vorba în general de festivaluri, de toată comunitatea asta de artizani extraordinară care s-a dezvoltat între timp. Și a zis, eu cred că tu contezi și ar trebui să te regăsești în această carte. Ok, mulțumesc, sunt onorată. Avem nevoie de biografia ta. Zic, cum? Să scriu eu amăie despre mine? Ce să scriu? Cât sunt eu de bravo că m-am născut pe pământ și părinții mi-au dat o bucățică de educație și zic, Daniela, mă tind că eu îți refuz. Aia zici, păi, roagă pe cineva să facă asta pentru tine. Zic, asta e și mai grav. Salut! Nu vrei să scrii ceva de bine despre mine? Deci mie mi-a spărat totul atât de anapoda și pe urmă ea zice, păi, dar toată lumea face asta. Și am întrebat o colegă foarte modest, vreau să te plătesc, să scriu un interviu despre mine, nu un interviu, un articol despre mine și eu zic, de ce să mă plătești eu și așa am să o fac? Și Elena a stat, a scris, mi l-a dat, m-am uitat, l-am dat lor, mai departe a apărut cartea. Dar mă bucur, știi de ce? Mă bucur că voi merge la București pe 31 mai, la Bookfest. De mult vreau să ajung acolo. Unde voi cunoaște toate aceste femei. Unde, în aceeași carte este și Marina Sturza, fiiță Râna Ușoară. Sunt multe femei valoroase pe care voi avea onoarea să le cunosc. Și pentru mine asta contează mai mult decât orice carte și onoare. Am început atât de mult să prețuiesc relațiile pe care pot să le creez cu oamenii. Și prețuiesc și relația pe care o am cu tine. Încă o întrebare despre viitoarea ta carte de educație. Viitoarea, ce etapă ești? Sunt în clipa aceasta la etapa de ultimă redactare a textelor. Pozele sunt terminate, mi-au rămas 3 poze să le fac. Poza la chiseliță, poza la un mic dejun și poza de copertă. Chiselița nu o pot face pentru că prunile încă sunt foarte mici și stăm cu maică-mea în fiecare zi și ne uităm la pruni și mămică, încă nu-s gata, încă nu-s gata, așteaptă. Deci așteptăm să fie chiselița pregătită. Nu vreau să renunț la rețeta asta pentru că prin această carte eu închei capitolul rețetelor de casă ale familiei noastre și vreau să merg mai departe deja. Are 70 și... am impresia vreo 75 de rețete plus 10 destinații gustoase din Moldova. Deci eu un deci pic... mult mai vastă decât prima carte. Da, un pic mă îndrept în domeniul turismului, sperând că deja următoarea mea lucrare va fi anume asupra destinațiilor și turistice. Deci pe proiectul Taste of Montreal? Taste of Montreal este... Tu ai fost pe blog? Ai văzut ce fac acolo? Da, eu nu sunt foarte pasionată de bucătărie, trebuie să recunosc. Da? Dar eu, din curiozitate, am văzut ce face acolo. Taste of Montreal s-a născut anul trecut ca idee pentru că Montrealul sărbătorea 575 de ani și cu ocazia asta multe proiecte se făceau. Eu cu Lidia, fotograful cu care am lucrat la prima carte, am zis, hai Lidia, nouă ne place să mâncăm bunișor.
Dacă tot mergem, hai să luăm aparatul cu noi. Și eu i-am spus conceptul meu. I-am spus, uite, majoritatea blogurilor sunt despre du-te și mănâncă la restaurantul acela, că acolo e bine, deci review-uri. Sau cumva sunt cu noutăți, cu știri. Hai să facem un blog care poate deveni o arhivă culinară a orașului Montreal. Noi facem ABC-ul de la A la Z, luăm bucate din toate etniile care sunt în Montreal și ce mănânc, care sunt bucatele emblematice. Deci pe acest blog va fi în curând și sarmale și mămăligă și plăcinte, pentru că asta poate fi gustat la Montreal, din păcate nu în restaurante. Deși noi avem vreo două restaurante românești acolo, dar pot fi gustate în casele moldovenilor. De aceea, dacă îți place cum arată în poză, scrii-mi și eu îți primesc în casa mea. Așa vroiam să abordez. Deci am luat bucate și este extraordinar, Stella, pentru că dacă eu nu am posibilitatea, având și copiii și școala și casa, să călătoresc atât de mult pe cât mi-aș dori, mie mi este suficient să citesc despre cultura culinară a acelei țări, ca cel puțin măcar un pic să mă ating de cultura aceea. Și eu mă găsesc restaurantul, de exemplu, venezuelan la care am fost, sau chilian, mă duc gust de acolo și înțeleg, un pic mă ating, pentru că tu știi ce înseamnă mâncarea. Subtilitățile. Mâncarea înseamnă ingredientele locale, da, combinate cu tehnicile rustice, autentice de altă dată, născute tot pe posibilități climaterice, materiale disponibile ale femeilor care găteau. Și tu când mănânci o bucată de chestii făcute din porumb și tu înțelegi, măi, dar și noi avem porumbul ăsta. Dar cum e posibil ca în câteva culturi porumbul totuși să fie atât de prezent în gastronomie? E foarte interesant. Mă bucur că ești atât de entuziasmată. Așa că dacă voi știți engleză, intrați pe Taste of Montreal și citiți istoriile mele. Ultima întrebare, așa că noi atunci când o să distribuim acest live, să scriem șocant dezvăluire de la Nata Albot. Zi-ne ceva șocant despre tine. Șocant despre mine? Ce nu știm noi sau ce nu știe lumea și tu vrei să dezvălui acum? Vai... Eu mă gândesc din ce în ce mai mult, Stella, că eu mă apropii de 40. Tu te gândești la asta? Eu m-am apropiat și am depășit, așa da? Că tot ok. Nu știu, asta este șocant, că eu mă apropii de 40 de ani. Asta nu-i șocant. Nu, eu nu am șocuri să vi le dezvălui. Mie nici nu-mi place, de fapt, să umblu cu din astea șocant. Da, îți dai seama că asta a fost... Înțeleg, da. Șocant ar fi dacă anul acesta le-am șterge nasul tuturor și ne-am adunat și mai mulți decât am fost anul trecut. Pentru mine asta este cea mai mare răsplată acasă, pentru că noi acum din răsputeri încercăm să facem rost de finanțe pentru la Vendorfest, pe care eu foarte mult vreau să-l readuc în actualitate și noi nu găsim bani. Ultima mea discuție cu cineva a fost Nata. Băi, toți sponsorii spun același lucru despre tine. Dacă tu ai grei mai puțin despre politică, apoi ți-ar da bani, dar ei nu vor să-și facă probleme. Nu vor să-și aprindă bani în cap și... Eu zic, băi, ok, tu nu vrei să te asociezi cu mine pentru că eu vorbesc pe teme deci, politice. Până la urmă, oamenii dă-mi bani! Eu nu spun niciun cuvânt despre tine. Eu pe urmă ți-am să spun 40 de lămânări la biserică. Am să mă rog pentru sănătatea ta, dar dă-mi bani să fac festivalul. Nata, dar tu bucură-te că ai patronii din Patreon, da? Care, eu mă bucur, care, da. Mie mi se pare o chestie foarte faină că tu ai reușit să aduni în jurul tău câți oameni ai acolo? 173 sau 5 sunt în clipa asta. Deci dar... oameni care lunar sunt cu tine și care cred în ceea ce faci tu. Da, iată chiar astăzi. Apropo, te rog să citești scrisoarea. Am trimis o scrisoare la patroni. Ce splendoare sunt scrisorile voastre, newsletter-urile de la Calumea. Îmi plac nemaipomenit de tare. Eu știu că tu uneori te inspiri din ele. Da, ele atât de tare mă inspiră să merg acolo, să văd ce e. Îmi plac foarte tare. Da, noi pentru patronii noștri, oamenii care sunt gata să sprijine lunar cu $1, cu $2, cu 5, cu 10, cu $50, cât îi lasă bugetul activitățile Calumea, noi avem un newsletter săptămânal pe care îl trimitem și... asupra căruia lucrăm. Acolo așa e o Moldovă de frumoasă. Da, e foarte faină Moldova și totodată, iată, tu cred că te numeri printre patronii care în curând vei primi o carte în dar. Da? Da. Wow. Cât donezi tu, Stella? Eu donez pentru Calumea $10 pe da, lună. Da. Păi, uite, vei primi în dar o carte de povești adunate de pe Nistru. Ah, știi despre ce e vorba. E o carte care va fi... Ați editat-o deja? O trimitem mâine în tipar. Super fain. Și în 2-3 săptămâni ea va fi o carte atât de frumoasă a ieșit și eu mă mândresc, abia aștept să o văd, pentru că țara asta va mai avea o carte în arhiva sa cu chestii care atât de tare trebuie să reanimată. Relația asta
de pe Nistru, a satelor vecine, care, dincolo de politică, ea poate fi reanimată de oameni. Și uite, de exemplu, prin această carte noi am adunat 20 de povești și legende din satele Ternăuca și Holercani și le-am transpus în această carte de povești și le-am ilustrat cu ajutorul unui ilustrator și o splendoare de carte. Deci patronii, cei care sunt un pic mai generoși, primesc cartea gratuit, bilete la evenimentele noastre. Hai, și cel mai important, rugăciuni nesfârșite pentru sănătate. Noi suntem mulți, așa că noi oricum o să cumpărăm vreo câteva. Eu am atâta pentru voi, tu nu-ți imaginezi. Îți mulțumesc tare, tare mult de mâna ta. Mersi, Stella, mersi tare mult. Foarte plăcut să comunic cu tine. Eu sper că și vouă v-a plăcut ceea ce ați aflat astăzi sau ceea ce ați reauzit astăzi de la Nata. Îți urez mult succes pentru toate proiectele din acest an care urmează și pentru cele pe care nu le știe nimeni și pentru cele pe care nici tu nu le știi. și să avem sănătate și inspirație, pentru că asta e important. Așa să fie. Iar voi, în cazul în care simțiți că vă apropiați de etapa aceea pe care a menționat-o Stella, în care nu mai vreți să urmăriți știri, nu vreți să distribuiți, nu vreți să vă dați cu părerea, în fiecare seară de luni Moldeco are o transmisiune live. E un buletin de știri, dacă vreți. Tu mă obligi deja să fac chiar în fiecare seară. Fă-o, eu ți-am zis, nu te lăsa bătut atât de ușor. Apropo, noi săptămâna viitoare o să facem, lunea viitoare o să facem live din atelierul nostru, dar pentru că atelierul nostru lucrează până pe la ora 5 o să facem mai devreme un pic live-ul, o să o puteți urmări dacă nu o să fiți conectați la acea oră mai târziu, dar o să vă deschidem un pic din bucătăria atelierului, acolo unde băieții chiar lucrează pentru a confecționa ramele pe care le comandați voi la noi. Mulțumim pentru atenție, rămâneți cu bine, ne vedem pe 27 mai la Festivalul Mai Dulce, iar pe 8 iulie la Ia Mania la Holercani. Da. Ceaiul ai băut? Mhm. Uh-huh.